Autoritățile din Prahova sunt în alertă după ce un șofer vinovat pentru un accident a fugit de la fața locului. Polițiștii îl suspectează că s-a făcut nevăzut deoarece consumase băuturi alcoolice. Accidentul s-a produs pe raza localității Măneciu. În momentul în care echipele de urgență și autoritățile au ajuns la fața locului, unul dintre cele două vehicule care s-au ciocnit era răsturnat pe partea carosabilă. Șoferul vinovat a dat vir cu fugiții după ce a acroșat mașina care a ajuns răsturnată. Potrivit verificărilor polițiștilor prahoveni, o tânără în vârstă de 22 de ani se afla la volanul vehiculului care a fost acroșat de un alt autoturism. Din fericire, fata nu a fost rănită, însă autoritățile sunt în alertă și îl caută pe celălalt șofer. Oamenii legii suspectează faptul că acesta ar fi fugit deoarece era băut în momentul producerii accidentului.